Am terminat în 83, generația din 83. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în această seară aici. Aici am anunțat aproape cu vreo 8 luni de zile despre întâlnirea asta și mă rugam la Bunul Dumnezeu să facă în așa fel programul meu încât să pot să vin și așa a făcut, așa a rânduit Dumnezeu ca lucrurile ca să pot să fiu aici și să putem fi aici. Vreau să vă spun că domnul profesor pentru mine a fost și doamna Adriana, care tocmai a plecat, era simboza perfectă, adică doamna Adriana era profesoară la liceu și după aceea eram preluat de domnul profesor Grigore. A fost un bun pedagog, un bun profesor și un părinte. Tot ceea ce eu am învățat aici, Dumnezeu mi-a călăuzit pașii în așa fel încât să pot să umblu și pe alte meridiane, n-am făcut altceva decât să transmit mai departe ce am învățat și să mai adaug și eu ceea ce am crezut de cuvință. Este o mare cinste și o mare onoare. Mă bucur nespus. Să știți că unii dintre colegii ne-am văzut de când am terminat conservatorul, spre exemplu, cu Meghi. În schimb, ne-am mai întâlnit la tot felul de colaborări. Cu Mitică, spre exemplu, l-am chemat la Timișoara. Am făcut ședri în variațiunile Carme. Și vă dau cuvântul meu de onoare că între noi așa o simbioză și așa un simț a putut să ia naștere, încât doar la o simplă privire știam exact ce are de făcut, cum trebuie să cântăm și așa mai departe. Încă o dată, vă mulțumim, domn profesor, este o mare cinste, o mare onoare și să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem la 80 de ani, la 90 de ani și la 100 de ani. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc lui Mircea. Lui Mircea îi mulțumesc foarte mult că a făcut posibil ca noi azi să fim în fața dumneavoastră și să-l cinstim pe domn profesor. Vă iubesc pe toți, vă iubesc pe toate realizările voastre, îl iubesc pe Soli, îl iubesc pe toate generații, toate generațiile care au venit după noi. Și eu te iubesc. Ne-am bucurat întotdeauna noi, cei de aici, de toate realizările celor care au venit de noi. Păi haideți toți percuționiști atunci, copilul Grigore, haideți! În trupă trei băieți. Unul la tobă mică,
unul la tobă mare și unul cu vioară. Și începe nuta, începe ăștia să cânte, cântă, cântă și după vreo o jumătate de oră vine Mirele la ei și zice, mă, ce Dumnezeu cântați aici, că nu se înțelege nimic. Zice, ce muzică e asta? La care ăsta cu toba mică îi zice la ăla cu toba mare. Mă, ți-am zis să nu-l aducem pe ăsta cu vioară.
Cumva, cam câți studenți v-au trecut prin mână? Da, ați numărat aproximativ? Da, în jur de 100. Le știți cu nume, cu destinație, cu... Da, în jur de 100. Da. Sunt în sensul, da. Hai să-l fac.